Bună seara! Mă tot întreabă lumea în comentarii pe Facebook, pe YouTube, cum s-a terminat cu tare sau cu tare dosar, cu tare sau cu tare caz, incident cu poliția. Evident, se referă la cele mai populare clipuri ale mele. Ei, iată, azi am ocazia să vă vorbesc despre unul dintre astfel de cazuri, pentru că tocmai am terminat de scris plângerea, cererea la CEDO împotriva României pe acel caz. Și impresiile mele sunt proaspete, chiar dacă de la incident s-au împlinit un an și 11 luni fix. Faptele aveau loc pe 5 mai 2019. Probabil ați văzut și voi acest clip sau unul dintre aceste clipuri, pentru că în discul pe care l-am pregătit pentru CEDO am pus cel puțin 3 clipuri cu poliția rutieră pe șoseaua Grozăvești între podul Pasajul Basarab și Palatul Cotroceni. Acolo, după copacii cei verzi, e grădina botanică. Din coace e clubul Quantic, unde, de fapt, m-am și dus atunci, în ziua aceea, cu Ileana la un spectacol de Adamilia. Mi-amintesc chiar și ce-am privit în ziua aceea, Apolodor, după Gelu Naum, un spectacol extraordinar, bun și pentru copii și pentru maturi. Recomand să-l căutați pe YouTube sau să-l priviți dacă aveți vreo ocazie și sunt deschise sălile de spectacol în localitatea voastră și dacă ajunge Adamilia pe acolo sau cu orice alt spectacol să priviți pe Adamilia. Ei bine, pentru că am ajuns mai devreme decât ne-am așteptat și am văzut poliție cu radar, am zis, ia să fac un live și să avertizez șoferii, oameni buni, șofați responsabil, aveți grijă, pentru că este poliție cu radarul și impune respectarea legii. După acel live minunat în care încurajam oamenii să respecte legea, am văzut că mi-au făcut semne polițiștii, pentru că m-au observat de acolo de unde filmam eu de pe deal și m-au chemat la ei. Iată, nenicul ăsta primul s-a mobilizat, era o echipă mare acolo de vreo 10 polițai, vreo 3 mașini de poliție. M-a chemat și, cum se întâmplă de obicei, a vrut să mă legitimeze. Eu am zis că mă legitimez, nu-i problemă, mi-am spus și numele, dar, cum prevede legea, i-am rugat să se prezinte și ei la rândul lor și să motiveze de ce mă legitimează, pentru că nu făcusem nimic ilegal, nu eram șofer care aș fi depășit viteza, nu eram vreun infractor ceva care ar fi intenționat sau ar fi făcut vreo ilegalitate, dar ei m-au luat pe sus, doi polițai, nu știu dacă se vede cum mă aduc pe sus, probabil în alt video se vede, pentru că într-o mână am scos o cameră și filmam și cu altă mână, făceam live de pe telefon. Cred că live-ul e aici, filmat pe verticală. Și se vede cum mă poartă, mă duc pe sus la mașina poliției și mă percheziționează, mă caută în haine, da, vedeți, telefonul l-am pus jos ca să scot rucsacul și să scotocesc prin buzunare. Deci toate astea le consider și acum, le consider fapte ilegale, inadmisibile, motiv pentru care am scris plângere disciplinară la superiorii lor și plângere penală la parchet. Iar ei, după ce m-au documentat, după ce m-au percheziționat, m-au privat de libertate câteva minute și m-au transportat din locul acela până la mașina lor, după ce m-au percheziționat în mod ilegal și m-au documentat tot așa fără să justifice intervenția, m-au amendat. Amendă de, cea mai mare amendă de până acum, 1100 de lei românești, mulțiți la 4 ca să vă dați seama cât înseamnă în lei moldovenești. Am calculat eu ca să scriu la CEDO celora care nu știu cât e cursul leului românesc. La cursul zilei era vreo 225 de euro. Ceea ce constituia în anul acela poate veniturile mele lunare, adică
toate veniturile mele lunare, ar fi trebuit să le dau pe amenda pe care mi-au scris-o ei, pentru două motive: refuz de legitimare și al doilea motiv, înjurare, injurii aduse organului de poliție. Ceea ce nu este adevărat, eu doar îi comparam cu miliția ceaușistă, cu apucăturile astea ale lor. Și iată de ce m-am adresat, vedeți și video, pe 5 iunie, adică peste o lună, m-am adresat la parchet și la poliție cu plângeri penale și disciplinară. Să vedeți ce minune, peste vreo lună primesc un răspuns de la poliție prin care mi se spune că nu doar disciplinară e fapta lor, ci chiar li se pare penală, abuz în serviciu. Nu am originalul documentului pentru că m-am prezentat cu el în instanța de judecată după aceea și l-am dat originalul pentru că nu aveam o copie, dar îl aveam fotografiat în telefon și după aceea, iată și la CEDO, o să-l scot din copia aia de pe telefon. Dovadă că poliția judiciară, sesizată pentru aspectul disciplinar al faptei lor, au văzut inițial pe data de 23 iunie, parcă au văzut faptă penală în ce au făcut ei și au transmis la altă subdiviziune să se ocupe de asta. Această pagină va fi cu numărul 13 în dosarul trimis la CEDO, în care vor fi 33 de file plus discul cu 3 clipuri video plus copia de buletin. Cineva mă întreabă care sunt procedurile, cum te adresezi la CEDO. Oricine se poate adresa la Curtea Europeană a Drepturilor Omului dacă știe să citească măcar o lege. Cel mai important este să citiți Convenția Europeană a Drepturilor Omului, care are vreo 15-20 de articole, nu foarte multe. Eu de regulă mă bazez pe articolul 5, dreptul la libertate, pe articolul 6, dreptul la un proces echitabil, deci acces la justiție, pe articolul 10, libertate de exprimare, și pe articolul 11, dreptul la întrunire și protest, dar nu-i cazul acum pentru că n-am făcut niciun protest, eu doar mă exprimam și asta e apărat de articolul 10, libertate de exprimare, mă exprimam prin filmare, prin transmisiune live, prin comentarea faptelor lor. Ei bine, ei au considerat că asta e inadmisibil, că e periculos pentru ei și m-au amendat polițaii, ba mai mult, mai grav decât atât. Da? Pe data de, ziceam eu că pe data de 5 iunie m-am plâns la poliție, dar pe 7 iunie am înregistrat plângerea la parchet, la procurori. Și fix pe 7 iunie, în aceeași zi, procurorii emit ordonanță. Procurorul Roxin, Bogdan Roxin, emite ordonanță de clasare. Că el, din video și din ce am scris eu, n-a văzut temei să înceapă dosar penal, urmărire penală și să-i ancheteze pe cei pe care eu îi acuzam de fapte penale foarte grave. Da? Privare de libertate, percheziționare ilegală și amendare nejustificată. După care am contestat, ajutat benevol, adică neremunerat, de avocatul Dumitru Păpușă și îi mulțumesc foarte mult și cu ocazia asta, după care m-am adresat la procurorul ierarhic superior. După fiecare ordonanță, ei îți scriu care e termenul de contestare. Da? Scrie de regulă. Poți contesta, iată așa scrie. În temeiul articolului 340, alineatul 1, cod de procedură penală, se poate face plângere în termen de 20 de zile de la comunicare la judecătorul de cameră preliminară. Asta a scris deja șeful lui Roxen, că m-am plâns la procurorul ierarhic superior. Pe când Roxen a zis, tot în termen de 20 de zile pot să mă plâng la, cum scrie el aici, cu drept de plângere la prim procurorul parchetului de pe lângă judecătorie sector 6, că așa se numește judecătoriile aici, parchetele aici se numesc de pe lângă judecătorie sau de pe lângă tribunal sau de pe lângă înalta curte de casație, așa numită Curte Supremă de Justiție. Deci toate
termenele astea sunt prevăzute în codul de procedură penală, civilă și de tot felul, dar ele mai sunt și comunicate în actele pe care ți le trimite parchetul, poliția, primăria și tot așa. Deci e bine să citești fiecare chestie cu atenție, iar dacă nu te pricepi, să o dai unui jurist, unui avocat, unei persoane care a făcut facultatea de drept, nu neapărat să o fi terminat. Dacă a făcut un an, doi de drept, deja omul știe să citească un astfel de document și poate să-ți dea un sfat calificat. Deci, dacă cu aspectul penal s-a terminat destul de repede, da? Ați văzut, în aceeași zi a scos ordonanță și după aceea, peste o lună, procurorul șef a scos altă ordonanță pe care a respins plângerea mea și m-am dus la judecătorul de instrucție sau cum se numește el, de judecător, de cameră, nu știu ce. Și acel judecător de cameră a examinat până la sfârșitul anului 2019, dar între timp a apărut o altă ordonanță, o a treia ordonanță, în consecința scrisorii celeia de la poliție, care spunea că stai că nu-i doar disciplinar ce au făcut polițaii ceia, ci chiar și s-ar putea să fie faptă penală. Deci ei au pornit o procedură penală pe altă cale, cumva în paralel, și a ajuns la alt procuror, la altă procuroră, o femeie, Cătălina Negruț, dar pe asta n-am mai contestat-o la procurorul ierarhic superior, pentru că e același procuror din același parchet, ci doar i-am comunicat judecătorului de cameră, cum se numește el, judecător de cameră preliminară, i-am comunicat în timpul procesului că, iată, am primit și așa scrisoare, ziceam că i-am dat chiar originalul de la poliția judiciară, și după aceea, probabil, el a aflat prin demersuri oficiale, pentru că a suspendat de câteva ori procesul ca să afle ce se întâmplă la parchet, a aflat ce se întâmplă la parchet și probabil a aflat și despre această ordonanță, a treia de încetare a procesului penal, cu toate că poliția judiciară i-a audiat pe toți polițiștii implicați sau pe cei mai mulți, probabil sunt și numele lor pe acolo, că am undeva aici acte însoțitoare la ordonanța lor și acolo se spune că a fost audiați cu tare și cu tare. Chiar și pe mine m-au chemat să mă audieze poliția judiciară. Deci pot să vă spun și numele acelor polițiști. Asta e de la tribunal. Aici s-ar putea să fie... Aia, trebuie să-mi pun ochelari. Era bine să mă pregătesc ca să vă fi spus. Asta e încheierea judecătorului care și ia termen mai mult. Era undeva un document de la întâmpinare. Undeva erau spuse și numele acelor polițiști care au fost audiați de către poliția judiciară. Și era bun să citesc măcar chestia asta. Dar nu-i bai, o să mai revin la cazul ăsta, pentru că, în mod sigur, dosarul o să ajungă la CEDO, o să fie pus pe rol, pentru că mi se pare unul dintre cele mai consistente, probabil mai consistent decât ăsta e cel de la Cornetu, unde în două episoade am fost abuzat. Nu, la Bragadiru am fost abuzat, dar după aceea parchetul Cornetu și judecătoria Cornetu a respins. S-a ocupat polițistul Percea Ștefan, m-a audiat pe mine și nu știu dacă el, nu el a scris scrisoarea aceea că s-a depistat componentă penală, dar din ce am discutat cu el când m-a audiat, am dat seama că el înțelege ce se întâmplă. Cu toate astea, el a propus clasarea cauzei pe data de... Nu scriu datele ăștia, nu știu de ce. Nu scriu datele. Și ar trebui că e doar document oficial. Scrie 25 septembrie. Deci din 5 mai... Pe 5 iulie am scris plângerea, pe 5 iunie am scris plângerea, probabil prin august m-a audiat și în septembrie, pe 25, Ștefan Percea, audiindu-i pe agenții de poliție Marin Marian, probabil e cel mai în vârstă care e fără șapcă pe cap, haideți să vă dau video cu ei ca să nu ziceți că nu știți despre ce e vorba, mai ales dacă ați început să priviți de la o jumătate. Probabil ăsta e Marin Marian, celălalt Cațan Tudor, cred că e cel care m-a amendat, o să-l vedeți după aceea.
Rusta Nicolae, Marinescu Emil Daniel, Bădiță Robert Andrei, Popescu Alexandra Adriana, iată sunt și fetele audiate. Raluca Adriana, nu se vede numele, cred că e pană sau prună, ceva de felul ăsta. Mihai Ioana Melania, au, sunt trei fete, nu două. Din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, Brigada Rutieră, care, spune el, au acționat conform atribuțiilor de serviciu pe șoseaua Gruzăvești. Și iată ăsta Cațan, care m-a amendat cu 1100 de lei, cea mai mare amendă din istorie. Acum să trecem la amendă. Am contestat amenda. Prima instanță a respins. Zic, na, se mai întâmplă să fie magistratul sau magistrata, pentru că era o femeie. Judecătorul de cameră preliminară, cum vă spuneam, a respins și el plângerile mele penale împotriva celor trei ordonanțe. Și decizia lui era definitivă. Deja atunci puteam să mă plâng la CEDO, dar am așteptat să se termine și cu amenda. Și judecătoria sector 6, la sfârșitul anului celuia deja, odată cu, judecata asta civilă, odată cu judecata aia penală, cu cameră preliminară, judecătorii Elena Alina Toma și Diana Ionelia Dumitru Grefiere au respins contestația mea, a noastră, a mea cu avocatul Păpușă, și zice, respinge plângere contravențională formulată de Brega și mi-a dat termen de 30 de zile de la comunicare ca să depun apel, care apel se înregistrează tot la judecătorie sectorului 6. Ei scriu că e pronunțat pe 18 decembrie, dar de regulă redactarea unor astfel de decizii durează o grămadă și, și decizia asta mi-a fost comunicată probabil prin ianuarie. Dar de când o primește acasă, cu scrisoare recomandată sau simplă, de la data ștampilei de pe plic, ultima data ștampilei aceea de la oficiul tău poștal, și de regulă poștașul vine la tine în ziua când a primit-o și ți-o aduce, dacă nu te găsește acasă îți lasă o citație, dar dacă e scrisoare simplă ți-o lasă în cutie poștală, de aceea e bine dacă aveți undeva adresă de domiciliu și sunteți plecați să rugați pe cineva, să lăsați cheie ca cineva din când în când să vă verifice cutia poștală, mai ales dacă sunteți activiști ca mine și vă așteptați să primiți astfel de acte, pentru că termenul curge din ziua în care ai primit-o și termen, v-am zis, mi-a dat 30 de zile să contest. Tot cu avocatul Păpușă am făcut cerere de apel. Tribunalul i-a examinat și s-a pronunțat deja peste un an, pe 16 septembrie, atât de mult durează la Tribunalul București examinarea unei cereri de apel. Și din nou, pe 5 pagini, tribunalul explică de ce respinge apelul ca nefondat și această decizie civilă e din nou definitivă și de acolo număr termenul de 6 luni în care să mă plâng la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Mi-a fost comunicat în noiembrie, chiar dacă, ziceam, decizia a fost luată și se spune pronunțată în 16 septembrie, dar conținutul deciziei mi-a fost comunicat abia în noiembrie și de atunci curge termenul pentru a mă adresa la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Deci, în felul ăsta s-a consumat abuzul polițienesc al brigăzii rutiere și amenda am plătit-o cu minimum prevăzut de lege la sfatul tot al avocatului, pentru că eram convins că am dreptate și că toate instanțele îmi vor da dreptate, mai ales că noi așa filmam la două camere, am probe, nu trebuiau nici martori, nimic. Ei bine, se pare că justiția românească e atât de alienată și atât de incompetentă sau atât de coruptă politic și dependentă, încât până acum n-am auzit să fie pedepsit vreun polițist, vreun procuror, vreun funcționar public pentru abuzuri în serviciu
pentru încălcarea drepturilor omului. Și asta e foarte grav, iată de ce mă plâng la Curtea Europeană împotriva guvernului României, pentru că așa te poți adresa la CEDO, nu împotriva deciziilor ăstora. Astea sunt probe. Eu nu mă plâng împotriva deciziilor. Astea sunt probe că statul, știind despre niște abuzuri comise în privința mea, nu mi-a făcut dreptate. N-a anulat amenda, nu a pedepsit polițiștii, eventual nu a pedepsit procurorii și judecătorii care au luat decizii ilegale. Abia după ce România va pierde peste câțiva ani la CEDO, în acest și alte cazuri, Brega contra României, va trebui să deschidă dosar penal și să afle cine e vinovat. Cel puțin în Republica Moldova așa e procedura. Dacă statul pierde, guvernul dacă pierde la Curtea Europeană un dosar, se deschide imediat dosar penal și acea cauză, dacă era o cauză penală, se redeschide, se reexaminează. Vă vorbea, dacă vă amintiți, avocatul Ilie Rotaru despre situații din astea. În România nu știu care e situația, dar tare mă tem că nu există pedepse individuale sau de grup pentru acele persoane, acei funcționari, magistrați care se fac vinovați pentru pierderea unui dosar la CEDO. Dar totuși insist să trimit, iată, a cincea scrisoare la CEDO împotriva României, dar sunt pentru patru cazuri. Vă ziceam cazul de la Cornetu Bragadiru, l-am denunțat în două tirade, în două șiruri de scrisori, le-am completat după aceea. Se pare, dacă nu încurc, și mai am o plângere împotriva cazului de la voluntari cu polițaiul celași cu tipul cu mașina roșie. Deci nu mă plâng nici pe polițai, nici pe tipul cu mașina roșie, care pretindea că strada lui e privată și că n-am voie să filmez și să îmblu cu trotineta pe acolo, ci mă plâng împotriva statului pentru că n-a anulat amenda aplicată de... Am uitat cum îl cheamă polițaiul acela. Dar atunci plângere penală n-am făcut. În cazul acela n-am făcut plângere penală. Și cred că mai e vreun caz, pentru că am cel puțin 3 cazuri sigur active înregistrate la CEDO, în baza lor de date. Am verificat chiar ieri. Este un site cu application unde introduci numărul de pe scrisoarea pe care ai primit-o și el îți apare acolo că iată, e înregistrat și că se așteaptă o soluție și tot așa. Sau dacă cazul e refuzat, și am un astfel de caz, a fost deja refuzat un caz împotriva României, scrie că a fost respins. Deci cel puțin din cele 4 scrisori ale mele până acum, 3 sunt înregistrate. Pot să zic că pe rol, dar până o să înceapă examinarea lor, s-ar putea să dureze luni și ani de zile, pentru că Curtea Europeană, ca și justiția românească, se mișcă foarte greu și e sufocată de dosare, mai ales împotriva României, a Republicii Moldova, a Turciei, a Rusiei. Iată deci un indicator că în aceste țări se încalcă foarte des drepturile omului. Și de ce insist eu să fie găsită România vinovată? Ca să fie revizuită legea 60 și legea 61 din 91, pentru că le consider niște legi ceaușiste, puta Iliescu și a totalitarism, trebuie să revizuite în spiritul valorilor europene, da? Una e despre fapte contravenționale și alta e despre organizarea adunărilor publice, adică a mitingurilor. De exemplu, pentru legea 91 sugerez să fie abrogată urgent de către actualul Parlament și în locul ei să fie adoptată integral legea 26 din 2008 din Republica Moldova despre întruniri publice, pentru că mi se pare cel mai bun act normativ despre mitinguri. Să văd acum dacă sunt comentarii și să răspund la ele. Dacă vrea cineva să participe cu mine în polemici sau să pună întrebări în direct, poate să mă sune. Vedeți că e afișat pe ecran. Pe Facebook, dar nu cu video, numai cu audio, sau pe Viber, numărul e afișat aici, nu mă sunați pe WhatsApp pentru că nu pot să-l integrez pe computer, sau pe Skype, iată, mă numesc curaj.net. Mai am și contul inamicul public, dar nu pot să-l folosesc,
simultan pe computer, de aceea nu vă îndemn să mă sunați pe inamicul public, pentru că o să vă răspund pe telefon. Ce am vrut eu să văd aici? Am vrut să văd pe Curaj TV, dacă nu sunt comentarii. Unde e Curaj TV? Ups. Da. Trebuie să scriu aici, că nu-l mai găsesc chiar acum. Pentru că transmisiunea asta văd că are destui spectatori, probabil pentru că e transmisă aici, pe pagina asta cu peste 100.000 de abonați. Și o înregistrez ca să o bag. A, doar două comentarii? Mă întreabă lumea dacă m-am vaccinat. Și mă mir că mă întrebați, pentru că abia miercuri sunt programat să merg la vaccinare. Și mă laud cu asta de câteva zile, de când am fost programat. Mi-a fost ușor. Mai degrabă, mai greu mi-a fost să aștept la... Într-un centru de vaccinare aici, în sectorul 6, unde am înțeles că se vaccinează cu Moderna, pentru că coada e mare, chiar dacă m-am înscris al 1700-lea, după aceea cifra a urcat până pe la vreo 7000, iar între timp a scăzut doar pe la 5000, dar tot nu-mi venea rândul, nu știu în ce fel se epuiza coada acolo la Moderna, în centru cel mai apropiat de mine, geografic, de aici, din sectorul 6. Și de aceea, când am văzut că s-au mai deschis centre noi de vaccinare în București, am ales unul dintre centrele noi, chiar dacă am văzut că acolo se vaccinează cu AstraZeneca, despre care unii au impresii greșite, că n-ar fi un vaccin bun, dar dacă voi nu vă înghesuiți, hai că mă duc eu, că arde nerăbdare să mă vaccinez și să scap de riscuri. Pentru că voi continua să port mască și atunci, după ce voi fi vaccinat și cu prima și cu a doua doză. Rapelul e programat la începutul verii. Pentru că riscurile încă vor continua să persiste. Adică pot să mă mai infectez, pot să transmit mai departe virusul, de aceea voi continua să păstrez distanța fizică, să evit aglomerațiile, să mă spăl pe mâini cu dezinfectant și cu săpun și să port mască. Vaccinul mă ajută doar să evit forme grave și letale, mortale, adică de infectare. Pentru asta e necesar vaccinul și înțeleg că are eficiență la așa ceva de 100%, dar să nu te infectezi deloc, niciun vaccin nu permite chestia asta și de aceea vom putea să ne scoatem măștile și să ne spălăm mai rar pe mâini și să mergem la discoteci sau zile de naștere sau la blajeni, la Paști, la biserică, la pupat, moaște și icoane. Abia după ce va trece faza pandemică, abia atunci când nu vor exista atât de multe cazuri de COVID, dar să scăpăm vreodată de el, nu va mai fi posibil. Medicii ne avertizează că COVID-ul va rămâne deja cu noi dacă a plecat de la animale și a ajuns la om. Deja va rămâne la om foarte mult timp, până când poate știința vreodată va găsi o chestie care să ne facă imuni total la acest virus sau la orice altă coronavirus, dar să avem încredere și să cerem guvernelor să investească în știință, în cercetare și să nu dea bani la catedrale, la biserici, mănăstiri sau sindrofii de tot felul. Acum guvernului de la Chișinău trebuie să-i cerem măcar să investească în vaccinuri, iar guvernului de la București să investească mai mult în teste ca să poată scădea rata de infectare și se poate ști exact unde sunt focarele ca să nu ne bage astfel de restricții despre care foarte mulți sunt deranjați, că iată, magazinele se închid în weekend la ora 6, iar în zile de lucru la ora 8 și la ora asta deja nu mai ai voie să mergi pe stradă. Vă înțeleg nemulțumirea, dar până nu o să scăpăm de riscuri și în Chișinău și în București, riscurile sunt mari și trebuie să ne vaccinăm și să păstrăm precauțiile. Dorin Muntean întreabă, dumneavoastră, conform regulilor din România, nu aveți voie să semnalizați că există radar, e lege, nu aveți ce face, ați încălcat legea. Dorin Muntean, nu știu de unde ai luat chestia asta, ei n-au invocat asta și nu m-au amendat pentru așa ceva. M-au amendat pentru că aș fi refuzat să mă legitimez și pentru că aș fi înjurat poliția. N-a spus nimeni nimic, dacă îmi spunea chestia asta și îmi invoca o lege, aș fi zis... Pardon, scot chiar acum clipul de pe Facebook, dar mi se pare
ilegal și nu cred că există așa lege. Eventual aș fi apelat pe la deputații pe care îi cunosc și aș fi cerut ca să fie amendată această lege ca nefiind democratică. Din contra, regulile despre circulație spun că radarul trebuie să fie semnalat din timp, trebuie să fie simbol că aici, iată, poate fi radar. În lumea civilizată așa se întâmplă, crede-mă. Deci, Dorin Munteanu, care tu invoci legile din România, te rog să scrii numărul legii, eventual și articolul, dacă ești atât de deștept. Altfel te cred mincinos, ca să nu zic mai rău. Ups, am oprit sunetul. Alte comentarii nu mai sunt aici. Din Florești, Cluj, mă salută Petru Ilea. Îi mulțumesc și mă bucur că privește. Vezi că vaccinul e valabil un an sau doi, după aceea iarăși te vaccinezi, Ionuț Matara. Pot să mă vaccinez și în fiecare lună, dacă eu mă duc odată la două luni și donez sânge, câte aproape jumătate de litru de sânge. De ce crezi că mă tem de o înțepătură în umăr? Da? În România deja de 14 ore am donat câte 300-400 de mililitri de sânge. Deci nu mă tem de un vaccin. Dacă știu că asta îmi salvează viața, sănătatea și îmi permite să circul liniștit pe stradă. Cristian mă salută de la Veneția. În Spania se vaccinează și cu AstraZeneca. Am auzit că s-a vaccinat și Angela Merkel cu AstraZeneca și primarul de Timișoara și lumea bună se vaccinează cu orice vaccin, nu se alintă ca boierii vor numai decât Pfizer sau ce mai vor. Unii vor numai decât vaccin cu o singură doză și așteaptă Johnson & Johnson. Așteptați! Eu ard de nerăbdare să... Eram gata să mă duc cobai chiar la teste ca să se elaboreze cât mai repede un vaccin. Acum, dacă vaccinul deja e testat, verificat, omologat, acceptat și de Organizația Mondială a Sănătății, sunt încântat că pot să-mi protejez sănătatea și mă grăbesc să mă vaccinez. N-am acceptat totuși să ies din oraș, să mă duc prin țară, prin sate, pe undeva, să cheltui bani, energie, eventual combustibil, ca să mă duc să mă vaccinez. Asta mi se pare risipă și nedrept. Din contra, trebuie să cerem guvernul și văd că guvernul a sesizat să aducă mai multe centre de vaccinare aici în București și iată, deja sunt mai mult de 40, se pare. Poliția română este o cloacă de hoți, zice Emilian, și n-aș generaliza, sunt fel de fel de polițiști, am întâlnit și oameni de treabă, dar din ce am interacționat eu până acum și am filmat, am găsit mai mult îngânfați și polițiști agramați, îi filmează și Haregeană și activistul buzoian Gabriel Nițu, publicăm pe site-ul curaj.tv în fiecare zi incidente, mai ales cu poliție analfabetă agramată, dar mai trist decât atât e faptul că te plângi pe niște abuzuri polițienești sau pe incompetența unor polițiști și niște procurori care sunt magistrați sau niște judecători sau judecătoare care tot așa au statut de magistrat, onorabil, reprezentanța ai justiției, manifestă aceeași incompetență ca niște politiți, ca niște polițiști semidocți. Și asta e foarte grav, asta e îngrijorător, e mare pericol pentru funcționarea statului de drept, pentru drepturile omului în România. Ce zici de Sputnik, mă întreabă Simeon, am avut și aseară un live și am zis, decât nimic e bun și un antivirus chinezesc. Da? Cum spuneam și despre mască, dacă nu ai o mască medicinală omologată sau FFP2 sau nu știu ce, și o batistă din asta e mai mult decât nimic pe gură. Deci, dacă nu ai acces la Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson, e bun și Sputnik, sunt bune și cele trei vaccine chinezești, vaccinați-vă cu orice, că e tot mai bine, e mai mic riscul decât să nu vă vaccinați deloc. Ce fel de coronavirus era prin 2013? Pe când citisem eu într-un jurnal și care e diferența dintre cel care este la moment. Nicolae Țuguie, de ce mă întrebi pe mine? Eu sunt artist, doar maică-mea a fost soră medicală și are ceva studii medicale și chiar dacă am copilărit printre cărți științifice, enciclopedii,
mă uitam la desene de acolo și citeam câte ceva, înțelegeam despre cum funcționează gingina, cum se nasc copiii și tot așa. Dar eu nu știu chestii pe care le știu virusologii, nici maica mea nu le știe, că doar sora medicală a fost, a făcut doar școală de medicină, nu facultate de nu știu câți ani. Deci întreabă-i pe oameni și oricum maica mea a făcut școala de medicină de la Bălți la începutul anilor 70, înainte să mă nască pe mine. Îți dai seama la ce nivel era atunci medicina și la ce nivel e acum. Deci trebuie să credem ce spun oamenii de știință de acum. Pe ei întreabă-i. Ce era cu coronavirusul din 2013, SARS, da? Care a omorât câteva mii de oameni în Africa. Și ce e cu SARS-CoV-2 de acum? Care e diferența între ele? Iată, unul era foarte periculos, mortal, mortalitate foarte mare și datorită acestui fapt nu s-a răspândit foarte mult. Ăsta la altul nu e atât de mortal, doar ca gripa sau un pic mai rău ca gripa, dar se răspândește foarte repede. Și iată, din cauza mobilității, din cauza globalizării, s-a umplut toată lumea în câteva luni. A fost descoperit în noiembrie, în octombrie, nu știu când, în China și deja în martie era lockdown și în Moldova și în România. Deci Nicolae Țugui, întreabă oamenii de știință și te rog să ai în ei încredere. Nu întreba pe mine, că nu sunt specialist, nu întreba pe cumătra cutare sau pe finul cutare, mai ales anonim de pe Facebook, pentru că suntem acum într-un război hibrid de propagandă, manipulare, minciună, pe care îl desfășoară mai multe grupări conservatoare, ostile nouă, are interes și China să ne destabilizeze, are interes și Federația Rusă să ne destabilizeze și alte țări sau grupări împotriva drepturilor omului, împotriva democrației, împotriva stabilității. Și de asta inventează tot felul de sperietori cu vermii din mască, cu chipurile din vaccin, cu antene 5G și tot așa, ca oamenii să se teamă și să n-aibă încredere în stat, să n-aibă încredere în oamenii de știință, să teamă și de umbra lor. Vă dați seama cât de slab e un astfel de stat cu oamenii speriați? Deci nu vă mai temeți, vă rog, și de umbra voastră și aveți încredere în oamenii de știință și în sursele oficiale. Chiar dacă sursa oficială e Igor Dodon, sursa oficială e Vladimir Putin, sursa oficială e Klaus Iohannis sau cine era acolo, Viorica Dăncilă sau... nu, Viorica n-a apucat pandemia, era deja Orban. Chiar dacă ăștia nu inspiră încredere, totuși ei sunt sursa principală, la fel ca și eu, n-am încredere, ați văzut. Chiar acum v-am arătat un caz în care n-ar trebui să am încredere nici în poliție, nici în justiție, nici în procuratură, dar altă variantă nu-i. Trebuie, dacă ți se încalcă legile, să te adresezi justiției, să strigi după poliție, să te plângi la procuratură. Așa funcționează statul. Așa prevede legea. Nu mă duc la mafie, nu mă duc la cumătru. Aceasta e psihoză. Oleg repede zice, asta e psihoză, e interesele politice, nu credeți în povești cu zmei. Da, e o psihoză, dar virusul e real, vaccinul e real, măsurile de protecție sunt în general bune. Ați văzut că și prim-ministrul de la Chișinău a recunoscut că interdicția de a ieși prin parcuri e aberantă și va trebui să fie revizuită. Sper să-și revizuiască atitudinea și față de libertatea în adresa bisericii. Pentru că sunt permise... dar eu am și... am și boxa deschisă, vai. Am uitat că am ascultat emisiuni mai devreme. Ești de acord cu vaccinarea, că vaccinarea e politizată? Da, normal că e politizată. Guvernul are nevoie de noi vii și sănătoși. Biserica ne acceptă și morți pentru care de câștigat din parastaz, din mormântări, din tot ce vrei. Dar guvernul, statul are nevoie de noi vii și sănătoși. De asta guvernul cumpără direct de la producător cât mai multe vaccinuri. Guvernul României, că guvernul Moldovei abia a alocat bani și încă n-a cumpărat nimic. Sau se roagă pe la alte guverne, direct pe la producători, să le facă pomeni donații de vaccinuri. Guvernul are nevoie de noi vii și sănătoși și da, e politică de stat să ne salveze de pandemia asta. Și e foarte bine că se politizează și se insiste pe vaccinare. Vaccinarea nu e obligatorie, că m-a acuzat Maria Marusic azi. Oleg,
îi obligă pe oameni să se vaccineze. Cum mătră să îi oblig pe oameni? Ce funcție am eu? În ce fel pot să oblig pe cineva? Eu nici cu seringa nu umblu, nici cu vaccinul în mână, încă n-am pus mâna pe el, pentru că n-am ajuns să-l văd, încă n-am ajuns la centrul de vaccinare. Și n-am nicio funcție publică, n-am cum să îi oblig pe nimeni să se vaccineze. Dar că îi încurajez, da, de când s-a auzit că sunt vaccinuri disponibile pe piață, îi încurajez și mi-am afișat la profil acolo poză că eu o să mă vaccinez, ca să îi încurajez pe oameni să meargă la pasul ăsta absolut necesar. Dar nu oblig pe nimeni. Treaba voastră, dacă vreți să riscați, mai ales cei care v-ați mai infectat deja odată ca Maria Marusic, și riscați să vă infectați a doua oară, să vă îmbolnăviți a doua oară, să știți că a doua îmbolnăvire, mai ales cu tulpinele astea noi, britanică, sud-africană, s-ar putea să fie ori letal, mortal, ori s-ar putea să fie mult mai dureros, dacă nu v-a fost destul de dureros tratamentul acela de o lună în spital. E politică. Iată ce face și ce fel de interdicții, zice Luca Ira. Ce fel de interdicții, ce fel de urgență, numai la noi și în România e prostie, dar în alte țări nu e așa. Aceste vaccinuri nu duc la bine, ori cu el, ori fără el. Luca Ira, ori ești troll, deci un personaj inventat care încearcă să manipuleze, ori ești cam prostuță. În Franța e lockdown, în Germania e lockdown, în Marea Britanie s-au relaxat pentru că s-a vaccinat mai mult de jumătate din populație. Spune lumea, ia uite, China deja își permite. Da, pentru că China e dictatură și deja a vaccinat o grămadă de oameni, că i-a obligat să nu iasă din casă 3 luni, un an, cât o fi, numai să oprească pandemia. Pentru că e dictatură, eu nu cred că vreți regimul din China. Dar Marea Britanie, Israel, Statele Unite, iată, a vaccinat zeci de milioane până acum. Și vaccinul și-a dovedit eficiența pentru că a scăzut imediat nivelul de infectări și rata de mortalitate și Marea Britanie deja se relaxează pentru că s-a vaccinat, nu pentru că șmecherii. Stai că mă sună, mă sună altcineva pe Skype, alții fac emisiuni, dar eu nu pot să particip în emisiunile lor. Am crezut că vrea cineva să participe în emisiunea mea. Deci e politică și e foarte bine. Iar cu vaccinuri vom scăpa de pandemie și de restricții. Vom scăpa de măști, vom scăpa de lockdown, vom scăpa de interdicția de a ieși din țară sau de a intra în vreo țară când vom fi vaccinați majoritatea, cât mai mulți. Sau imunizați prin infectare, dar nu vă doresc să ajungeți la spital sau să vă tratați acasă de acest COVID. Foarte puțini au consecințe ușoare, adică suportă forme ușoare de COVID. Tot mai mulți oameni sănătoși și tineri se îmbolnăvesc acum la formele noi de virus, pentru că el a trecut prin milioane de oameni și s-a dezvoltat, s-a schimbat, s-a modificat. Se fac bani și se capătă putere, unii zice Ion Chișlari. Vai de bani și de putere aceea. O grămadă de guverne au căzut, iată ieri au fost alegeri în Bulgaria, o grămadă de guverne au trebuit să impună restricții nepopulare și să piardă putere, inclusiv Angela Merkel, săraca, a scăzut din popularitate. Am înțeles că verzii vin în locul ei în landuri importante din Germania, câștigă putere. Dar n-avea de ales, trebuia să impună legi și restricții, pentru că altfel îi mureau oamenii ei, cum s-a întâmplat, țineți minte, în Lombardie, cum s-a întâmplat în Catalunia, cum se întâmplă acum la idiotul de Bolsonaro în Brazilia, cum se întâmplă la idiotul de Putin în Federația Rusă, care a stârnit toate tâmpenile astea pentru rusofonii, rusofilii din spațiul ex-sovietic, dar s-au îmbolnăvit de conspirativită și de scepticism din ăsta și rușii lui și acum refuză să se vaccineze chiar cu vaccinul lui politic Sputnik. La stații de metro, în mall-uri, pe unde vrei, li se propune să se vaccineze și rușii nu vor. Pentru că a fost politizat acel vaccin, l-au lansat înainte de termen, în august, dacă țin eu minte bine. Și oamenii n-au încredere acum, nici în guvern, în niciun fel de vaccin, sau unii care sunt mai deștepți preferă să vaccineze cu Pfizer, cu Cimeria. Am înțeles că și în Transnistria le-au venit vaccinuri Pfizer și ei ziceau că nu, că noi așteptăm Sputnik, dar de fapt se duceau politicieni și vaccinau cu Pfizer, nu medicii la care trebuia să se ducă acel vaccin venit de la România sau de la Organizația Mondială a Sănătății prin platforma COVAX. Se fac bani și se capătă putere, zice Ion Chișlari,
Și tot zice care stau în umbră. Cine stă în umbră, oameni buni? Chiar credeți că cineva la nivel global, niște milioane de oameni de știință s-au scrântit toți, s-au pus toți de acord ca să facă bani? Cum? Murind? Ai auzit câte mii de medici au murit până acum luptând cu COVID-ul ăsta? Chiar credeți că toată lumea s-a smintit? Papa, crezi că a vrut el să facă ieri sărbătoarea Paștelui singur în catedrala aceea de la Vatican, care altădată era cu un milion de oameni în față? Credeți că toată lumea asta s-a smintit? Chiar și purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române s-a vaccinat azi. Chiar credeți că voi sunteți cei mai deștepți, singurii deștepți, singurii luciți pe lumea asta, că ați auzit de la Baba Jenie sau de la Moș Pricoche de pe internet, ați auzit adevărul că-i prefăcătorii și toate miliardele de oameni în jur se prefac, toți conspiră împotriva voastră? La noi democrație, fiecare cu vaccina lui. Nu e adevărat, în România sunt doar până acum 4 vaccinuri de tot. În Republica Moldova s-ar putea să vină Sputnik, dar deocamdată e permis, dar încă nu a venit. Se zbate și Dodon și Maia Sandu s-a întâlnit cu ambasadorul Rusiei. Rusia se laudă cu Sputnikul celălalt, dar încă nu l-a trimis, pentru că încă nu are capacitate de a face destule vaccinuri Sputnik. Companiile de farmaceutică, zice Ion Cheșlar, câștigă. Dar nu prea mai câștigă, nu e mare bucurie, mai ales, iată, săracii AstraZeneca, care le s-a stârnit tot felul de bârfe despre vaccinul lor. Și chiar dacă câștigă, foarte bine că au făcut mari eforturi ca să-l dezvolte. Dar ce face acum? Nu îmbrăcăm măști, nu îmbrăcăm chiloți pentru că vrem să păstrăm orificiile create de Dumnezeu goale? Dacă dulciurile, mâncarea ne strică dinții, nu mai cumpărăm periuțe de dinți și paste de dinți pentru că le facem vânzări ăstora? Poate și să nu mai mâncăm ca să nu câștigi cei de la piață. Și eu sunt donator, zice Ionuț Matara, dar eu vreau să subliniez faptul că este suspicios acest vaccin. Vorba ce e, nimic nu e gratis. Nu e gratis, tată, îl cumpără guvernul. Ați auzit că guvernul Israelului l-a cumpărat la 5 prețuri vaccinul, dar s-a grăbit să vaccineze pe toată lumea ca să deschide economia și să câștige alți bani. Șmecher, nu? Hai să învățăm de la evrei. Nu e gratis, îl cumpără guvernul, normal că nu e gratis. Dar pentru că guvernele vor ca oamenii să vaccineze cât mai repede, cumpără direct de la producător și gestionează tot guvernul chestia asta în mod monopolist ca să nu ajungă pe piață și să nu se speculeze și să nu ajungă tot felul de surogate și ca să miște lucrurile cât mai repede. În Statele Unite câteva milioane pe zi se vaccinează. Așa trebuie, minunat! Cam atât. Și ieri am început să vorbim despre veganism, despre numărarea bobocelor și tot la vaccin am ajuns. Dar foarte bine, eu cred că trebuie să se vorbească despre asta mai des și oamenii au nevoie de chestia asta. Am înțeles că în Republica Moldova s-a stârnit o mișcare, un curent ca măcar o dată pe săptămână, joi, jurnaliștii să vorbească despre situația pandemică și despre vaccinare și despre realitățile astea, pentru că dezbaterile publice sunt politizate și iată și aici în România deschis televizorul și auzi numai certuri, intrigi politice și nu se vorbește aproape deloc sau superficial, doar se vorbește despre chestia asta, dar trebuie explicate și măsurile de restricție trebuie explicate și situația cu vaccinurile, de ce e bun oricare. Că am văzut chiar la București deja sunt disponibile niște centre cu AstraZeneca, când până mai ieri erau numai coze în așteptare. Acum sunt cel puțin două centre, am văzut. Chiar azi poți să te programezi ca să te vaccinezi în zilele următoare. Deci nu fi boier și nu aștepta Pfizer sau Moderna. Fă ca brega, mergi la AstraZeneca până o să apară Johnson & Johnson. Genadie Dodiță zice, toată această scenarie cu COVID-19 este doar o sperietoare pentru cei mulți cu scopul vaccinării ciclice a populației de pe întreaga planetă Pământ, fac bani corporațiile farmaceutice de numai, iar plebe ascultă și se vaccinează. Da, Genadie Dodiță, ce să zic, ai descoperit tu anonimul, unul din 8 miliarde de pe planeta asta,
Ai descoperit conspirația unor organizații farmaceutice care vor să câștige bani din noi. Dar Organizația Mondială a Sănătății, care e fondată din Ministerile Sănătății din 190 de guverne țări ale lumii, deci milioanele de oameni de știință și de medici, ei nu văd conspirația asta, da? Ei spun că virusul e real, că vaccinul e necesar, că asta ne va salva. Tu ești salvatorul, luminatul, lucidul, care vezi realitatea că toți conspiră împotriva noastră. Bun, nu te atinge, stai fără vaccin și te rog să nu te adresezi nici la medici când o să dea virusul peste tine. Să bei chișet de vacă sau ce vrei tu, ai gheazmă, pupă icoane, poți să bați mătănii, ce vrei tu poți să faci, dar să nu le faci vânzări la ăștia cu... Că e conspirație și tu trebuie să rămâi dacnea atârnat sau cum se zice. Genadie Dodiță. Nicolae Țugui zice, Oleg, poate ne explicați de ce Parlamentul n-a acceptat lockdown-ul pe 2 săptămâni anunțat de președinte, însă la ceva zile guvernul anunță din sediu PSRM stare de urgență de 2 luni, adică în martie anul trecut, când aveam 100-200 de cazuri pe zi, s-a anunțat mai ceva ca lockdown pe 2 luni, iar acum conducătorii țării n-au dorit măcar pe 2 săptămâni. Da, iată o dovadă elocventă că se politizează și problemele vitale, situația pandemică din țară. Politicienii din Moldova, în cazul de față socialiștii lui Dodon, în iarnă, în toamnă, țineți minte, în jun de anul nou, premierul Chicu a zis că îmi dau demisia ca să creăm situație, criză politică și să dizolvăm Parlamentul ca să facem alegeri anticipate. Pentru că atunci socialiștii și cu Chicu credeau că îi avantajează alegerile anticipate, că au câștigat Maia Sandu și Igor Dodon a rămas fără funcție și el vrea în Parlament ca să aibă imunitate și i-a zis lui Chicu, hai, ciuvac, să facem alegeri anticipate. Dar după aceea lucrurile s-au complicat. Au apărut niște sondaje și i-au văzut că nu stau foarte bine și că partidul Maia Sandu riscă să ia maică majoritate în Parlament să guverneze singur. Și s-au complicat și lucrurile sub aspect pandemic. Oamenii purtau masca pe barbă, nu o purtau deloc, îmblau la sindrofii. I-ați văzut, filmam și cluburi de noapte, lucrau până dimineața la Chișinău. Chemam poliția și nu reacționa, chiar polițiști îmblau fără mască. Și lucrurile s-au complicat din cauza tulpinilor noi, din cauza că s-au relaxat condițiile și lucrurile s-au complicat și deja nu mai era posibil fizic, adică foarte riscant să se organizeze alegeri anticipate. Și de ce Maia Sandu s-a adresat la Parlament, la guvern, ca să ceară Parlamentului un lockdown de 2 săptămâni ca să stăpânească cumva pandemia. Dar asta e o măsură nepopulară, care nu-ți aduce voturi. Maia Sandu deja nu mai are nevoie de voturi, chiar are încă aproape 4 ani de mandat. Pe când Igor Dodon are nevoie pentru partidul lui de voturi. Și de aceea eu zic că nu, că nu ne grăbim, că ce vreți, ne închideți în casă. Dar după aceea, când Maia Sandu a reușit să-i tragă pe sfoară și să obțină nevotarea a doua oară a guvernului propus de ea, și iată, în orice zi se poate adresa la Curtea Constituțională să ceară dizolvarea Parlamentului, pentru că deja se întrunesc toate condițiile, ei au găsit în Constituție că Parlamentul nu poate fi dizolvat în timp de situație de urgență. Și s-au gândit măcar să amâne dizolvarea Parlamentului cu maxim posibil. Legele permite până la 2 luni să declare stare de urgență. Și atunci n-au acceptat acum 2 săptămâni lockdown de 2 săptămâni, dar peste 2 săptămâni au impus, au votat ei cu 52 de voturi lockdown de 2 luni. Și cine știe ce ar mai inventa ei ca să mai amâne agonia acestui parlament. Ați văzut că azi, sau nu, pe 1 aprilie s-a plâns Zinaida Greceanu la Consiliul Europei, că ia uitați ce face Maia Sandu, vrea să dizolve parlamentul în timp de pandemie. Ok, să vedem ce o să răspundă Consiliul Europei și dacă o să răspundă, că mai tem că nu o să se bage în așa ceva. Dar sunt ridicoli, penibili și ei cel mai probabil au impus acest lockdown ca să întindă agonia Parlamentului. Și adevărat că acum nu prea pot să dezolv Parlamentul și să organizez alegeri anticipate.
pe motiv de pandemie, dar iată, cu toată pandemie, ieri au fost alegeri în Bulgaria. Deci cu destule măsuri de precauție, cu spray, cu măști, cu mănuși și tot așa, se poate face campanie electorală. S-a văzut că nu trebuie să se oprească viața cu anumite restricții. Eu presupun, chiar și ieri în emisiunea mea am zis că ar trebui poate să se facă dezbateri numai televizate, să nu fie vizite în teritoriu, să se permită colectarea de semnături electronice pentru candidații independenți, pentru că legea nouă, veche, obligă doar candidații independenți să colecteze semnături. Altfel, partidele pot deja să-și desemneze listele fără semnături. Deci totul să se facă cât se poate online, cât se poate la distanță, fără atingere. Dezbaterile se fac numai în studiourile TV și atunci o să fie și pluralism politic și competiție de idei și alegere informată de către cetățeni. Dar cel mai probabil actuala mafie nu o să vrea să schimbe regulile ca ei să poată merge în teritoriu, să organizeze concerte cu toate riscurile pandemice. Și ați văzut că chiar acum o lună la Urhei făceau concert al deșor și acum sunt îngrijorați de situația pandemică. Deci ei o să vrea să dea pomenii electorale, să facă concerte, să rămână campania electorală clasică de până acum și nu o să vrea să schimbe regula jocului deloc, pentru că e în favoarea lor. Dar sper că noi, alegătorii, vom fi deștepți și nu îi vom mai vota sau vom vota cât mai puțin ca să rămână în opoziție în Parlament și eventual din când în când să îi ia de fund procurorii ce ne au și să ceară din când în când ridicarea imunității și să-i bage pe rând la pușcărie, dar vedem că deocamdată justiția e foarte coruptă și impotentă și în Republica Moldova și iată în cazul celor doi deputați de la Șor, cărora mai ieri le-a fost ridicată imunitatea parlamentară, nu s-a impus nici măcar arestul la domiciliu. Înțeles că îi stau cu obligația de a nu părăsi țara, ceva de felul ăsta. Deci oamenii sunt la libertate, chiar dacă s-a acuzat de niște fraude foarte grave, unul în cazul aeroportului, unul în cazul miliardului furat. Deci lucrurile sunt foarte complicate acolo peste Prut și cel mai probabil sunt interese politice. Dar moare lumea, dar numai COVID-19, alte boli nu mai sunt. Dima Iurco, ba mai sunt, mai mor oameni în accidente, mai mor de cancer, dar de regulă dacă omul intră într-o fază grea a bolii de care suferea, eu știu, diabet, cancer, hepatită virală sau ceva, accident, iată cum vă spuneam același avocat Ilie Rotaru, s-a dus cu nu știu ce, o mână, un picior scrântit, s-a dus la spital și acolo, din cauza iresponsabilității antisanitariei, ia COVID. Pentru că acolo sunt focare, spitalele sunt focare, pentru că acolo sunt foarte mulți bolnavi, chiar în ambulanță. V-am zis, am filmat pe străzi, fiecare al doilea șofer de ambulanță e fără mască. Și vă dați seama că ei sunt focare pe patru roți. Și deci omul cu comorbidități la limita vieții ia și COVID și COVID-ul taie toate șansele, speranțele să te mai, s-o mai duci. Și deci iată, omul avea diabet, hepatită, nu știu ce, dar a murit de COVID. La fel ca și cu HIV, da? De HIV nu se moare, dar HIV îți distruge sistemul imunitar și mori de orice gripă. La fel și cu COVID-ul. E găsește pe cel mai slab și îl distruge. Sau, vedeți că acum are și face ravage și printre oamenii tineri sau sănătoși. Și se vorbește mai mult acum despre morți de COVID pentru că e situație pandemică. Nu se vorbește despre ceilalți morți pentru că se murea și până acum. Se vorbește despre cei care au murit de COVID. De asta îți pare că numai de COVID moare lumea. Dar dacă te duci la spital, la morgă și întrebi, dar acela de ce a murit? O să-ți spun, acela a murit de ficat, acelalt a murit că s-a necat. Nu, iau, câți oameni se întâmplă? A murit necat cu fumul, a murit necat în apă, câte și mai câte. Un medic acum la Timișoara s-a sinucis cu pastile sau cu nu știu ce. Se mai împușcă lumea. Mor în tot felul. Și despre ăștia se vorbește doar dacă e un personaj public. Altfel nu se vorbește. Că nu face parte din evenimentul de presă. Pandemia.
Practic, toți conducătorii europeni deja cunosc foarte bine cine e Dodon și socialiștii, zice Nicolae Tsugui. Da, dar unii se prefac și sunt o minte cu el, de exemplu, președintele Ungariei e prieten cu Dodon, care și el e un dictator și împreună ambii sunt prieteni cu Putin. Dacă ești de acord că e politizată, zice Simeon, și dacă Sputnik e mai bun decât Pfizer-ul, nu ar fi bine pentru popor să lăsăm politică și fobie atunci când avem un inamic comun? Simeon, eu nu am zis că Sputnik-ul e mai bun ca Pfizer-ul, eu am zis că Sputnik-ul e politizat și e netestat destul pentru că au început să-l administreze în august încă, deci testele s-au făcut pe populația pașnică, deseori nebenevolă, pe când Pfizer-ul s-a făcut conform regulilor. Și ca și din China, din Federația Rusă, nu vin destule informații încât să credem ce ne se spune despre calitățile acelui vaccin. Despre Pfizer se știe, se comunică cu, cum se cheamă, Organizația Mondială a Sănătății. Uniunea Europeană l-a acceptat primul antivirusul ăsta, vaccinul Pfizer. Chiar dacă se prezintă niște condiții foarte complicate, la minus 80 de grade trebuie să-l transporte. Vă dați seama ce de... Guvernul Republicii Moldova nici nu își permite să țină un... Cred că nici nu are o cameră frigorifică cu minus 80 de grade. Mi-am făcut ceai de mentă și nu am pus o sită și acum am intră frunzele între dinți. Dacă ești... am citit asta. Alte comentarii nu sunt pe Curaj TV. Să vedem. Poliția am citit. În Spania am citit. Eu sunt donator. Am citit. Gata, alte comentarii nu mai sunt. Dar 100 de oameni se uită la mine. Și le mulțumesc. Dar vorbesc mai mult de o oră și poate că ajunge. Iată cum am început despre dosarul meu la CEDO și despre cum a abuzat poliția de mine și cum am ajuns din nou la... vaccin. Poate în zilele următoare o să revenim și o să mai vorbim, mai ales că insistă, iată, domnul Ion Guzun de la Strasbourg să participe la discuții și de aceea în zilele următoare vom mai vorbi, vom mai intra în direct și va fi deschis și pentru voi eventual prin platformele cele cum se numea Restream, StreamYard și tot așa. Sau iată cum v-am zis, puteți să apelați pe Facebook, Viber, Skype, cum e afișat pe ecran. Ghenadie Dodiță îmi reproșează că ai devenit și tu o leacă doctor. Am explicat în ce măsură sunt competent despre ceea ce vorbesc, dar recunoscându-ne incompetența sau slaba competență, am încredere în surse oficiale și în surse științifice, în medici. De asta vă sfătuiesc și pe voi. Ion Borș glumește, Oleg, bea ceai și nu te deorgăi. Eu beau ceai, fac sport, pedalez cu bicicleta și mai fac gimnastică și în casă. Evit să ies dacă nu am nevoie, dacă nu am treabă. Seară bună la toți, aveți grijă de sănătate, ne sfătuiește Nicolae Tsugui. Și mulțumesc. Dacă nu mai sunt comentarii și întrebări, cam aici închei și vă dau întâlnire pe ocaziile următoare, sfântuindu-vă să intrați pe Curaj TV, să priviți clipurile noastre ale echipei de la Curaj TV sau textele pe care ne le trimit oamenii care ne urmăresc și au nevoie de o tribună. Pe rețele sociale dați like, share, abonați-vă, eventual dacă vă permiteți deveniți sponsori, măcar cu donații unice, ocazionale. Ajutați-ne să facem astfel de activism și de jurnalism, dacă îl considerați jurnalism. Noroc!